Bang, 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 bang. Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Tendințe. Eu sunt Alexia. Eu sunt Vădălina. Luna aceasta venim cu o grămadă de idei aduse de colegii noștri. Fetelor, cu ce începem? Mica Oroșanu ne va învăța cum se desenează o vază pentru flori. Așa că urmărim chiar acum rubrica Arta în culori. Bună, luna aceasta vom învăța să facem o vază de flori. Nu este așa că vă chinuiți când faceți o vază? Cum vă spuneam mai înainte, vom învăța să facem o vază. Prima dată vom îndoi foaia în două părți egale. Eu prefer să o îndoi în două, în două părți egale. După ce am îndoit foaia, vom trasa niște linii. Prima dată trasăm de o parte și de alta două linii aproximativ egale. Puțin mai jos de această linie vom trasa o linie puțin mai mică și la mijloc vom trasa o linie mai mare. Apoi vom uni toate aceste linii. Acum urmează gura vazei pe unde punem de obicei florile. Apoi urmează să transăm toate liniile în plus și să mai ajustăm vaza. De preferat este radiera cu partea albastră, deoarece noi am desenat pe o foaie mai groasă și această parte de radiera este specială. Aceasta este vaza, acum urmează să îi facem modelele. Eu voi alege să fac o floare în mijlocul vazei. Desigur, voi puteți să o faceți cum doriți dumneavoastră. Din păcate nu mi-am ales un creion foarte bun, dar acesta trebuie să fie mai ascuțit. Desigur, puteți faceți și cu carioci, să pictați, puteți să folosiți și evidențiatoare. Aceasta este vaza mea, desigur mai trebuie decorată și pictată. Dacă ai făcut și tu una, trimite pe Instagram vaz pentru viitor. Toate bune, pe curând! Desene, le vom arăta data viitoare în rubrica Ilinca-i. Este timpul să vedem ce filme putem urmări toamna aceasta. Ilinca Pușcașu și Mișu Harala ne prezintă premierele toamnei la Cineglob. Chiar mi s-a făcut dor de un film. Mergem după filmare? Da! Salutare! Iată-ne în nou sezon cu noi propuneri de filme pe care dorim să vi le facem lunar pentru a avea un timp liber cât mai frumos. Luna aceasta vorbim despre filmele Maleficent 2 cu Angelina Jolie în rol principal și familia Addams, unul animat de excepție. Continuăm concursul nostru la care, dacă participați, puteți câștiga o invitație dublă la film. Până intrăm în povestea filmelor, dați un subscribe canalul nostru Televiziunea Adolescenților și apăsați pe clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu tot ceea ce facem noi. Producția Maleficent 2 cu actrița americană Angelina Jolie în rolul principal este filmată în apropiere de Londra și în alte câteva zone din Marea Britanie. Angelina Jolie o interpretează pe vrăjitoarea Maleficent, în continuarea filmului omonim din 2014, care s-a bucurat de un succes comercial uriaș, având încasări de peste 760 de milioane de dolari la nivel mondial. Lungmetrajul nu doar că a fost pe locul 6 în topul filmelor cu cele mai mari încasări din 2014, ci a fost și cea mai de succes producție din cariera
actriței americane. Părinții noștri își amintesc cu siguranță de filmul clasic care a strânit atâta interes. The Addams Family este realizat de regizorii filmului Social Party. Filmul aduce la viață personaje îndrăgite de părinți și le face copiilor cunoștință cu el. Vocile pentru personajele Gomez și Morticia aparțin lui Oscar Isaac și Charlize Theron. Eu chiar abia aștept să-l urmăresc. Tu la ce film mergi? Eu cred că voi merge la filmul Maleficent 2, dar tu? Eu la The Addams Family. Nu uitați de concursul nostru de pe pagina de Facebook Unicii Reporteri, unde puteți câștiga o invitație dublă la film. Poate chiar la unul dintre cele două prezentate de noi în această ediție. Și abonați-vă la canalul nostru de YouTube, Televiziunea Adolescenților, pentru a fi la curent cu ceea ce facem noi. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim spor la film! Sunt Justina. Iar eu, Denisa. Și astăzi vă dăm întâlnire la noua ediție Fashion Buzz. Eu vă voi prezenta despre noile tendințe a toamnei. Iar eu voi vorbi cu micuțele vedete de astăzi. Daria are 7 ani și poartă o rochie verde cu buline, care se asortează foarte bine cu ciorapele. Patrick arată foarte adorabil în cămașa lui, pe care scrie It's OK, care se asortează extraordinar cu blugi roșii și papuci gri. Cum ți s-a părut această ședință foto? Bine, foarte frumos! Ți-a plăcut să fii model? Da! Vrei să mai fii? Da! De ce? Că așa vreau eu! Dragilor, toamna aceasta se poartă culorile galben, roșu, portocaliu, verde și chiar culorile neon. Anastasia are 4 ani și poartă o ținută de toamnă care este compusă dintr-o pereche de ghete aurii care se asortează foarte bine cu ciorăpeii roșii și cu rochița cu frunze care pare lucioasă. E o ținută drăguță și foarte bună pentru sezonul acesta. Anastasia arată ca o prințesă dintr-un regat cu flori. Cum ți s-a părut această ședință de foto? Frumoasă. Unde ai purta această ținută? La gheti. Vreau să vă mai spun că toamna aceasta se mai poartă și niște accesorii, cum ar fi ochelarii retro, eșarfele cu imprimeuri de carouri, chiar și acele clămițe de păr care ne atrag atenția. Această ședință foto. Frumos. Ți-a plăcut să fii model? Da. De ce? Pentru că am rochița frumoasă. Atenție, dragilor, toamna aceasta rămân la modă pantalonii de piele, costumurile de damă masculin, deci o să fim eleganți și se poartă ținutele cu imprimeuri animal print. Materie de genți, rucsacurile rămân la modă, dar pe lângă ele putem purta borsetele și gențile mici și simple. Denisa, cum au fost în luna aceasta bondelele? Păi au fost așa de drăguțe și cu ținutele lor adorabile de la magazinul Junior, dar ție cum ți-a mers? Păi am prezentat ținutele, accesoriile. Hai să le urăm telespectatorilor toate bune! Pa! Sper că v-a plăcut emisiunea noastră. Nu uitați să dați subscribe la canalul nostru de YouTube Televiziunea Adolescenților și apăsați clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu tot ceea ce facem noi aici. Vă dorim note cât mai bune la școală.